Salutare, fraților, din nou de pe centură, locul nostru pentru lumesc, pentru filmat, cu videoclipul numărul 100, așa s-o nimerit, nu că am vrut eu, cu primul Q&A de pe canal. Bă, mă așteptam să puneți mai multe întrebări, nu prea ați fost curioși, dar eu zic să începem direct. Întrebările le am aici pe navigația motocicletei, nu-i pe telefon, e sistem hands-free, că nu stau cu telefonul în mână. Numele nu o să-l mai citesc, oricum o să apară jos tot comentariul și de la cine e pus, nu mă mai chinui să citesc și numele, oricum nu prea văd. Dacă am fost prin zonele rurale ale sălajului, vezi, normal că am fost, am un prin care nu mă știu că prin majoritatea, cel puțin 10 km în jurul Zalăului, cred că am fost în toate. Și prin restul, numai că, na, ori puțin, ori cu treabă, ori, na, nu le mai țin minte pe toate, dar am fost o grămadă. Următorul clip cu ce o să fie? Nu știu. Niciodată nu știu. Ce am în calculator, ce am filmat, ce am pregătit, aia pun. Dacă se nimerește ceva de dinainte și mai fan, o pun aia, dar ce material am, aia pun. Care e următorul motor pe care mi-l doresc? Bă, pasta n-a schimbat-o. Adică mai degrabă decât să o schimb pasta, mi-aș mai lua încă un motor cross, enduro sau ceva adventure de ăsta mai mic, că vreau să am ceva să mă duc și pe dealuri, pe câmpuri. Dar na, pentru aia trebuie vreo 1000 de euro minim. Și acum că e vară, nu prea i-am. Dar cam arc, ceva pentru și de câmp. De ce îți plac motoarele? La întrebarea asta nu trebuie să răspund. Păi eu de mic am fost cu bicicletele, plăcea ideea să merg, ideea de libertate care ți oferă bicicleta față de mersul pe jos. Libertate care e mai mare pe motocicletă față de bicicletă. Adrenalină, senzații. Comunitate. Plus că eu de mic eram fascinat de sportive. Când vedeam o sportivă pe stradă, pur și simplu nebuneam. Și crossurile. Că m-am născut cu ele oarecum. Ce motor recomand pentru a doi? Bă, cu treaba asta, cu recomandatul, vreau să fac un video. E greu să-ți recomand ceva, fiindcă nu mi-ai spus bugetul și nu știu ce îți place ție. Dar dacă ești începător, toate motocicletele merg 90-80% la fel. Intri pe OLX, dacă chiar nu te pricepi, scrie A2 sau 35 de kW la rubrica motociclete. Care e în bugetul tău și de care ai bani, poți să te uiți după ele. Bineînțeles, cu cumpăratul asta altă chestie, dar alesul modelului strict după buget și ce, și ce îți place. E greu să zic, îți recomand MT-07 când tu ai bani de Suzuki GS 500 sau de Kawasaki R6N, ca idee. Fiecare cu bugetul lui, cu preferințele lui. La fel, naked, cu un piston, 2, 3, 4, depinde de preferințe. Car vlog când faci?
Bă, o să urmeze niște videouri și cu mașina, cu BMW-ul. O să urmeze și niște faze în trafic din mașină. Niște bajo, de fapt nu faze trafic, bajocuri de astea, cum vedeți la mine. Asta zic că urmează, chiar urmează. Salut, bro, tu ești din Zalău? Bă, da, din Zalău. Cam astea au fost întrebările de pe YouTube, cam puține. Urmează întrebările de pe Insta. Și cine îl mai ține minte pe micuțul Motovlog? Nu a apărut de vreo 2 ani, că nu mai are motor. O întrebat dacă e cald afară. Bă, da, chiar a venit căldura de o vreme bună. Și perfect! Fotos telefonul! Eu văd că am acest mesaj pe 1 aprilie cu bună dimineața, dar nu știu cine e ala. Că nu-i telefonul meu ăsta, l-am găsit în casă. De fapt, navigația. Oh, Răzban, CBR! Facem un doar vlog cât de curând. Bă, trebuie neapărat să ne vedem într-o zi. Nu ne-am văzut de 2 ani. De mult de vreme. Trebuie să vin pe la tine, să vii tu pe la mine. Vara asta fi musai. Nu te-ai gândit să schimbi motocicleta? Bă, m-am mai gândit de câteva ori. Pentru că asta oarecum a început să mă plictisească. Adică peste 200, ceea ce oricum e foarte mult, cam te plictisește. Și pe a treia, a patra, nu mă mai surprinde. A întâia se ridică pe roata, a doua e perfect, dar în a doua te lansezi și n-are atâta forță să se ridice dacă e de jos. Dar datorită fiabilității și faptului că e bătrânică și încă merge bine, adică foarte bine, nu prea schimbau. Dar vă dați seama că aș vrea ceva și mai nou. Poate și de 1000. Că depășești odată, n-ai noroc cu golful tău. Că nu vă trage. Că du-te odată. Astea au fost și de pe Insta. Dar acum 3 ani am mai vrut eu să fac odată un Q&A. Și am încercat odată să-l fac și nu mi-a plăcut ce iese. Și am renunțat. Dar întrebările au rămas acolo. Unele sunt valabile și acum. Și răspund acum. Pentru cine se mai uită de atunci. Felicitări un an. Mersi de 5. De ce nu-ți arăți fața? Bă, fața e un video pe canal. De mult, de mult, de mult. Nu zic care. Altcineva a purtat casca și camera. În care mă vedeți din cap până în picioare. Plus că mi s-a mai văzut fața când mă uitam în oglindă și aveam viziera deschisă.
Pe TikTok am un video unde mi se vede fața. Iară, nu zic care. Cine mi-o știe, mi-o știe. Și am mai pățit să mă recunoască lumea pe stradă, fără să fiu cu motor sau ceva. Băiatul de la Spuma Party să-mi scrie în comentarii sau pe Insta, cel care m-a recunoscut. Probabil cândva, cândva tot o să-mi arăt, dar curând cel puțin nu. Adică nu să-mi o vadă toată lumea. Dar cine a văzut chiar toate videoclipurile, a văzut. Ce motor îți vei lua pe viitor? Când a fost pusă întrebarea asta, acum 3 ani nici nu mă gândeam că o să am motorul ăsta. Deloc, deloc. Dacă mă întrebi acum, motoarele care le-am în minte ar fi, adică să o înlocuiesc pe asta, nu să-mi iau încă un an plus, Yamaha R1 2004-2007, maximum 2012, modelele alea fără Big Ben, adică fără fără crossplane, că nu-mi prea plac alea cum sună. Da, sunt ceva bănuți alea. Suzuki GSX-R de 1000, la fel, 2007-le ar fi perfect. Suzuki GSX-R 600 2007. Sau poate tot o Honda CBR 600. La fel un 2007-2008. Dar nu-mi prea plac modelele alea. Sau CBR 1000R din 2008. Da, primele două i-am. Întrebarea asta nu prea am înțeles-o, dar cred că te referi. Stai. Ce părere ai cu asta, când poți faci? Deci, omule, m-am oprit ca să-ți citesc întrebarea. Ce părere ai cu asta? Când faci 16 ani, poți conduce motor? Da. Exact așa am fost și eu. La 16 ani poți să ai categoria AM și să conduci motociclete de 50 cm cub sau poți avea A1 și poți conduce motociclete de 125 cm cub. Ce motor ai și de cât este? Honda CBR 600 F4i, motor de 600 de centimetri cub. Stai că erau mai multe aici. De unde ești? Zalău? Ce motor ai vrea să ai pe viitor? Am răspuns de o grămadă de ori. Ce motor ai vrea să ai pe viitor, în orice buget și de ce? Ha,
Bă, tot sportivă. Și modelele ar fi nu neapărat în ordinea asta, dar na. Kawasaki H2, pur și simplu care compresor și ultimul model de Honda CBR 1000 RRR sau cum pula mea se cheamă, că numai R-uri sunt acolo. Poate Yamaha R1, ultimul. Poate, poate ar merge și o Aprilia RSV4, că e interesantă. Și nu, dacă te-ai bani limitat una nouă, nu strică. La naked-uri poate un Kawasaki Z1000. Altele să le folosesc degii pe stradă, cum mă duc acum. Nu știu dacă ar fi. Ba da, ba da, ba da. BMW S1000 RR. Dar nu ultimul, unul dintre modelele alea 5 cu un far strâmb. Mie alea mi se par bombă. E altceva. Dacă aș avea 10.000 de euro să dau pe motor sau 8.000, mâine mi-aș lua unul. Sau nu, și mai mult. Dar modelul ăla, ochios. Ai PS4, ce jocuri ai, când ai jucat, când ai putea să te joci. Bă, PS4 n-am. Ce jocuri ai. Bă, momentan nu am un calculator, cred că numai un joc sau două. De fapt, în laptop, că nici calculator nu mai am. Că nu mă mai joc, că am zis că țin deja ba. Dar chiar nu mă mai joc nimic. Eu prea am vreme să mă duc. Mai bine ieși afară la o, mai ales pe vremea asta, la un suc, la o poveste, la ceva, decât să stai să o freci în fața calculator, numai te strângi de cap. Și am sunat ca pensionari, dar cam așa e. Asta e întrebare foarte bună. De unde ți-a venit ideea să spui numele Gobi Moto? Pe vremea era Gobi Moto, am Gobi Moto Vlog. Bă, întrebarea asta mi-a pus-o foarte multă lume și pe stradă și în comentarii. Ideea e că nu mă cheamă Gabi și nu-s nici ungur. Nu că aș avea ceva cu ei, că pe toți care cunosc eu sunt oameni foarte faini. Numele Gobi mi-a venit din Satana Cartoons. A făcut parodie la GTA. Și când l-a prezentat pe Franklin, a zis asta. Iar acum să facem cunoștință cu Gobi. Pe Gobi l-a născut Măsa în timp ce călărea un cal pe frontul de bătălie în al doilea război mondial. Oricum o să vă las linkul în descriere dacă vreți să vedeți tot. Merită. Și l-am pus eu pe Steam, pe niște jocuri. Unii îmi ziceau așa și în viața reală. Și așa mi l-am pus și pe YouTube, că de ce nu? Chiar dacă înainte am avut alte nume mai pușcate, cum ar veni. Gobi Așet, e ușor de zis și și amuzant. Oarecum. Tomi m-a întrebat cât cer pe tobă. Bă, stai să vă arăt. Pe toba asta, pentru tine că te pricepi, 150 de lei. Dar pentru aia mulți care nu și-au dat seama că este un Acrapovici fake, cu 200 de euro la voastră.
Lasă-mi și mie un Insta, dacă te rog. Insta-ul e tot timpul în descriere, ca pe YouTube, Gomi Motovlog. Cu oricine, dacă au avut ceva să mă întrebe sau de lămuri sau ceva, i-am răspuns cu tot dragul. Așa că nu vă temeți că nu vă mușc. Dacă pot și dacă știu, vă ajut sau vă lămuresc. Gata, asta a fost și ultima întrebare. Aici se încheie și primul motovlog și primul Q&A. Eu am fost Gobi și până la următorul video v-am salutat. Ba!